Ioana, fetița cu ochii de culoarea cerului, s-a trezit dis de dimineață și împreună cu bunica Maria a plecat astăzi către Turcia. Fetița de 12 ani, abandonată de mamă la doar 2 ani și lăsată în grija bunicii, are, datorită vouă, șanse mari de recuperare. Ioana avea nevoie de 5.000 de euro, bani pe care voi, oamenii de acasă, împreună cu Asociația Salvează o Inimă și încă o firmă anonimă, nu ați ezitat să-i dăruiți. S-a schimbat în bine, că suntem mulțumiți, bucuroase că putem pleca cât mai repede la Turcia și să strâng suma de bani. Mulțumim tuturor care ne-au ajutat. De asemenea, suntem foarte bucuroase, mulțumim frumos la cei ce ne-au ajutat pentru scaunul cu olița pentru WC-ul lui, pentru Ioana Maria, că este foarte greu să o ducem până la baie. Care a fost reacția Ioanei când a aflat că a primit această șansă de a merge la tratament în Turcia? Bineînțeles, s-a bucurat poate mai mult ca mine. Este foarte nerăbdătoare să meargă și să venim cu un rezultat bun. Cu ochii înlăcrimați de fericire, bunica Maria și Ioana vă mulțumesc pentru ajutorul acordat. Ce te bucură cel mai tare? Plecarea în Turcia. Ne mulțumesc tuturor și Dumnezeu să-i ajute. De îndată ce Ioana va ajunge în Turcia, medicii vor începe investigațiile și tratamentul pentru ca fata să poată merge.